după ce acest domn pe nume Greco Constantin Cătălin a început să ne jignească într-un comentariu pe Facebook, numindu-ne impostori, am intrat pe profilul acestuia să vedem cine este și nu mică ne-a fost mirarea să observăm că este tot un funcționar public ce lucrează la primăria Bragadiru Ilfov. Acesta îi apără prin diverse comentarii pe cei din primărie pe care noi îi criticam. Înțelegând că domnul Șpăguță de la Urbanism o caută cu lumânarea, am plecat către București pentru a vedea dacă acesta ne va jigni și față în față. Bună ziua! Ce căutați să vă spun unde găsiți? A, pe domnul inspector, cum îl cheamă Maria? Dar cine? A, dumneavoastră este agent de bază aici? Ce? Spuneți, doamnă, nu vă... Pe domnul inspector Grecu Constantin Cătălin. Nu-i venit, domnul Grecu Constantin. Atunci pe doamna de la asistență socială, pe doamna de la urbanism... Asistența socială vis-a-vis la Casa de Cultură, prin partea stângă. De la secretar... Registratura unde, domnul? Registratura. Registratura puteți imediat în dreapta. Unde scrie... Un secretar, un primar, un viceprimar. Nu frecventează, nu frecventează. E în ședință. Șefii de birou. A, e în ședință, mă, se vorbește, mă, de asfaltul ăsta, care, de apa asta care s-a inundat, care inundă orașul. Doamna, îi făcea semne mai devreme, îi făcea semne așa, știi? Da, da, hai. Da. Nu mergeți. Hai, lasă-mă în pace. Doamna, aveți voie, nu mergeți sus. Vă rog frumos, luați mâna de pe mine, că... Mâna pe dumneavoastră. Vă rog frumos să nu-mi interziceți accesul de a intra într-o instituție publică. Faceți cerere scrisă și nu există cerere. Vă rog frumos să nu-mi interziceți accesul. Îmi interzice accesul într-o instituție publică. Bună ziua! Cine sunteți? Lucrați aici? Primul Cătălin, șef serviciu poliția locală. Primul Cătălin, eu nu vă cred. Eu vă rog să-mi prezentați o legitimație, că eu chiar nu vă cred. Ok, suntem din poliție. Spuneți. Explicați că nu are voie să îmi interzice accesul. Nu aveți voie să filmați aici. Vă rog frumos, este domnul de la poliția locală, mă gândesc că cunoaște legile mult mai bine ca dumneavoastră. Și dumneavoastră le cunoașteți și aici aveți credeți-mă că le cunosc. Vă rog frumos să-mi permiteți accesul de a circula într-o instituție. Am spus că este într-o ședință, domnul. Aici este un program. Doamnă, cine sunteți? Poftim? Cine sunteți? Eu sunt Șandor Maria, un cetățean. Mă bucur. Mă bucur și eu, dar dumneavoastră? Adelina. Îmi pare bine, vă rog frumos să-mi permiteți. Să încălcați dreptul constituțional. Vreau să nu mă filmez la față, că nu ai chiar voie. La față vă filmează. Nu are voie. Are tot dreptul, vă rog frumos. Te rog frumos. Dar de ce nu chemați poliția națională? Este ședință, cum intrați peste ședință? Este ședință. Nu. Am înțeles, dar noi... Da. Eu voiam să văd ce... Eu voiam să văd ce este acolo sus. Administrator public. Doamnă, nu intrați așa în birou, stați un pic, îi anunțăm și noi. Îi anunțați? Nu e, domnul administrator nu este. Dacă v-ați spus că e ședință, dar vă bune dumneavoastră chiar. Vă rog frumos, e în ședință. Se confiscă telefonul. Ce se face? Înțelegeți. Maria. Păi, înțelegeți odată. Cine ne confiscă telefonul? Ce poliția. Să mai voie să filmeze aici, poliția, domnul, nu vă interesează cine sunt eu. Vasile, exact. Dumneavoastră v-ați legitimat cu ceva? Eu sunt cetățean, numele meu este Șantor Maria și am venit să vorbesc cu acest primar. Ne-a chemat. Vorbiți, faceți cerere scrisă pentru audiență. Domnul Grecu m-a invitat aici. Domnul Grecu. Domnul Grecu nu-i venit, v-am spus. Nu contează, îl aștept pe domnul Grecu. Doamne, nici împotriva, așteptați-l pe domnul Grecu. Domnule, dar viceprimarul, ședință, primarul, ședință, vă spun că cu toți șefii de birou dumneavoastră ce doriți. Unde? Aici e ședința? Noi așteptăm, dar să știm unde sunt. Așteptați jos acolo. Nu, aștept aici, apoi nu spuneți unde să așteptăm. Așa faceți cu cetățenii? Păi cum așa, dar cum se face? Păi nu lăsați să intre. Da, acum. Treba ta să face cerere scrisă și intre. Cum să nu existe? Foarte dragă. Da, ba, foarte există. Nu, nici dragă, Adiru. E un program în orice, unde doriți dumneavoastră e program. Așa e. Păi bineînțeles și programul a început de la ora 8:30 sau când ați început dumneavoastră? Programul cu publicul. A, aia e mă, ăștia din birouri au program așa ca șefii și noi cetățenii dă, vă. Ce fac cetățenii? Cetățenii vin și fac cerere scrisă și intră. Cetățenii stau și sună aici la dumneavoastră, la primărie și nu le răspunde nimeni nu le răspunde. Nu știu. Doamnă dragă, mă mințiți? Chiar eu am sunat și nu mi s-a răspuns. Mă mințiți pe față? Nu mă, că doamna te știe, mă, te cunoaște. Dar nu mă interesează. Te-am mai văzut pe aici, pe la primărie. Ați mai văzut-o pe aici, nu? Că am văzut că îi făcea semne prima dată domnului că, nu știu...
Păi nu făcea niciun semn. Păi, da, uitați, două persoane aici și cetățeni. Deci doar noi n-avem voie să intrăm. Auziți? A intrat cineva? Păi ce intră? Cine intră? Văd că nu se întâmplă. Aici m-a nimic ca dumneavoastră așa călgați pe mine. Degeaba mă filmați, mă v-ajustați. Că ce drept îmi interziceți accesul de a intra? Nu vă interzic, v-am spus că frumos. Ședința, unde găsim, doamnă, o toaletă? Jos. Tot jos. Le spus pe toate jos. Tot le-a pus jos. Auziți, domnul, cum vă numiți, Nicolae Vasile. Domnul, da, Nicolae Vasile. Da, dumneavoastră, cum vă numiți? Saioc Marian este numele meu. Așa. Domnul Nicolae Vasile, cu ce să mă prezint? Cu numele, măcar da, atât dacă n-a arătat. Da. Maria filmează. Uitați, dumneavoastră a spus că, vedeți, eu filmez acum așa, dumneavoastră a spus că se... N-aveți voie știu, să filmați. Știu, doar ce mi-ați spus că ne confiscați telefoanele. Eu vi-l dau. Nu, eu pe video, dau ca să mi-l confiscați. Nu, nu confiscați. Păi cum, că așa a spus dumneavoastră, păi, da, mi-l confiscați. Păi secund, dacă n-aveți voie să filmați. Dar de ce nu vreți să mi-l luați? Ca să-mi fac plângere la poliție când mi l-ați furat. Păi nu, că fac eu plângere că ați venit peste noi și ne călcați în picioare aici. Eu vă zic să mergeți repede să faceți. Știți de ce? Eu am venit cu bărcuța până aici. Mie mi-a atât de frică că plouă de seara aici și nu mai ajunge să ne faceți plângere. Asta e. În toată și în București am mers cu bărcuța și asta e, că vine de sus, vine de sus. La sus n-am trebuie să ajungem și noi. Uitați aici, bine, la sus trebuie să ajungem și noi. Administratorul public unde îl găsim, doamne? Că v-am spus că e în ședință dumneavoastră. Da. Tu nu înțelegi că toată primăria are ședință. Dar Grecu, ca ce lucrează, domnule, aici? Ca inspector? Dumneavoastră, dacă ați vorbit cu Grecu, vorbiți cu el, nu mă întrebați pe mine ce lucrează. Eu sunt paznicul de jos. Aveți voie sau nu aveți voie, nu intre pe ei care... Deci ai văzut? Bun. Cetățenii plătesc, dar de intrat aveți voie sau nu aveți? Depinde. Contabilitatea este în ședință? Dacă v-am spus că tot șefii de birou este în ședință. Urbanismul este în ședință? Urbanismul? Registrul agricol este în ședință? Nu mă luați cu registrul agricol, vă rog să pot. Așteptați acolo, jos când se termină ședința. Nu, aștept chiar aici. Dar n-am treabă cu ședința, domne, n-am treabă cu ședința eu. Eu v-am spus pentru ce a venit. Că deranjați aici, jos și vorbim mergeți sub. Păi dumneavoastră deranjați. Ce deranjăm? Poftim? Cu ce deranjăm? Păi cum, cu ce deranjați? Stați aici. Da, și ce vă gândiți? Stați jos la masă acolo? Nu facem scandal. Păi tocmai de aia nu faceți scandal. Cu cât faceți scandal, cu atât ești. Așa. Veniți. După ce se termină ședința și merge tot. Dar unde se ține, unde se ține ședința asta? Uite, accesul interzis. În sala de ședințe. Să vedem de ce este accesul interzis. La ora la etajul 3. Nu înțeles. Stați, pe nu ajungem până sus la etajul 3. Să văd că v-am spus ce vreți să faceți. Da. Vă filmați ce am făcut. V-am spus că nu domnule, domnule, eu filmez ca să mă asigur că nu va exista niciun fel de problemă în sensul să ne bate sau eu știu. De ce să ne bate? Nu ne bate. Nu să mă bate, nu să vă bat. Eu nu obișnuiesc să bat pe nimeni. Nici eu n-am. Știu. Mă vedeți așa, par mai dur. Nu, da. E posibil. Nu mă nimeni nici vreau să. Știu. Eu nu... Să am de-a face cu trebuie astea. Dar ca să fim siguri... Înțelegem de vorbă bună. Ok, dar ca să fim siguri că nu ne luăm bătaie, de-aia filmăm noi. Nu, nu, domnule. Dacă noi plecăm de aici, te-a fost și ne vătămați? Păi, dacă așteptați jos plecați, vă spun eu că plecați și mulțumiți. Ca și mulțumiți. Sau nu. Eu sper. Da, contabilitatea, nu putem să vorbim cu cineva de la contabilitate? Ce să vă facă contabilitatea? Ai, aici. Doamna a dispărut. A dus încolo. Nu. Sus. Păi unde sus? Haide, domnule, că nu-i bate, nu-i bate, ce... N-ai. Auzi, sus, la etajul 3 este ședința. Păi face mișto de tine, că am fost eu. Ce, că sus e ședința? Face mișto de tine. 3. Nu vezi că te ia la mișto? Du-te sus, du-te sus. Nu pe e. Am fost. Urbanism. Toaletă. Sărbuna, doamnă. Voiam să vă întreb și unde găsesc ultimele achiziții care s-au făcut în 2023. Achizițiile publice, lista lor. Pe la ce ne sundeți dumneavoastră? Pentru ce v-am nevăzut? Cetățean. Ce le-ai? Să vedeți oameni că trebuie să fac solicitări scrise, așa. Și unde ar trebui, doamne, să fac solicitările astea scrise? Dar vă rog frumos, lăsați-mi aveți voi cu telefonul. Aoleu, dar de ce nu-i voie? Ia. Unde dați numele? Numele? Care este numele dumneavoastră? Ați? Vă rog frumos, lăsați telefoanele. Mai cu coană, puneți-i cu son, lasă vrăjeala asta. Puneți-i cu son. Ia.
Că ești bugetar, am dat din banii oamenilor. Ia, sună, doamnă. Codul administrativ se respectă? Lasă-mă, gata, fără codul administrativ. Nu am venit decât să vă punem o întrebare. Nu știu ce v-am întrebat așa rău, că... Face o solicitare la registrator. Așa, asta aveam, domnule. Da, numai solicitării se vor pune la dispoziție documente. Și cele care ar trebui să fie publice la avizier, că ne-am uitat și nu le-am găsit. Achizițiile, că sunt publice, achizițiile sunt publice. Noi le punem noi la vizier. Asta încerc să vă spun. Și cine le pune? Da. Mulțumim. Ne place că ați fost atât de deschisă cu noi. Doamna, care vă este numele dumneavoastră? Nu pot să zic. Nu puteți să spuneți? E confidențial. Da. Păi trebuia să aveți un ecuson. Uitați-mă, îmi pare rău că ați vorbit frumos cu noi. Adică... Da. Ne pare bine că ați vorbit frumos de cu noi. De fapt, da. Ne pare să spuneți bine, că numele este confidențial, e o mare tâmpenie. Adică dacă sunteți angajați pe banii publici, să plătiți din cetățeni, ar trebui să știm pe cine plătim, cine lucrează la achiziții publice, cine lucrează la programul de dezvoltare. Vreau să vă întreb, când v-ați angajat aici, v-ați angajat pe piele sau? Adică în condițiile în care dumneavoastră ne spuneți numele, prenumele? N-au treabă, doamnele, nu. Vedem, domnule, poate și numele. Sărbuna, doamne. Unde am putea să găsim și noi achizițiile, serviciul de achiziții publice? Unde? A, la dumneavoastră. Unde am putea să le vedem și noi? Adică să vedem și noi ce achiziții ați făcut în... În ultimul an, mă interesează. În șeful de serviciu este într-o ședință. Ah, înțeles. Domnul Grecu? Domnul Grecu? Nu, domnul Jarcalete. Ah, Jarcalete. Și domnul Grecu, aveți idee? Domnul Grecu este jos la urbanism. La urbanism. Este tot șef ceva. Nu este, nu este inspector? Nu inspector șef? Domnul Grecu? Păi, dar nu Alexandru, la poliția locală, Bragă. Da. Șandor Maria, îmi pare bine. Maria, vină la lumină. Da, să trăiești și păi noi v-am filmat. Cum să nu vă filmăm? Acordul, am uitat, doamne. Am uitat. Am greșit. Asta nu este primărie. Ați venit să ne luați la mișto? Nu, da, bine. Păi dumneavoastră mă luați la mișto când spuneți că trebuia să vă cer acordul. Ne cerem... Ne luați dumneavoastră la mișto. Da. L-am putut și noi pe domnul vice sau pe domnul primar să vrem să venim pe domnul Grecu. Sunt astăzi? Asta e problema. Sunt? Dacă nu, haideți la domnul Grecu, că este domnul Grecu. A, mulțumim, haideți, mulțumim frumos. Da, uitați ce polițist local, nu? Da. Bravo, domnule, mi-e place dumneavoastră. Am întrebat de domnul Grecu și nu mi-au zis. Mulțumim frumos. Stați-mă, că la deci Bragadirul sunt și polițiști locali mai pregătiți decât ceilalți din țară. Să prind. Ia să-l vedem pe domnul Grecu. Poliția locală. Ne-a chemat domnul Grecu, am venit. Nu te ducem la niciun Grecu, te dă afară. Ia să vezi că te dă afară. Ia, n-are cum să mă dea afară, mă duce la domnul Grecu. Hai să vezi. Este cuvântul domnului polițist. Te scoate liniștit și spune că domnul Grecu nu este la muncă. Cum de altfel nimeni nu este la muncă din primăria asta. Păi la domnul primar am descoperit că nu este la muncă. Da, să vezi. Doamna Ioana, unde este? Ia. Bună ziua! Domnul Grecu? Nu este? Nu este. Este? Nu este domnul Grecu. Nu acolo, la prisă. Domnule, a fugit, domnule. A fugit domnul polițist, nu mai este aici. Ați rezolvat? Da, mă duc să le facem. Sunați dumneavoastră la servici la el, să coboare tot cineva. Lați. Dacă se poate... Poate ați fost la cafea. Poate ați fost la cafea. Întrebați-mă. Așteptăm să sunați, că noi l-așteptăm pe domnul Grecu. Ata s-a grăbit domnul Grecu de 4 luni de zile să ne tot cheamă aici, domnul Grecu. El se grăbește. Cam face de capul lui domnul Grecu. Ai văzut, Maria? Ne-a scos frumos și data. Ai cum... Dar nu, păi dar și ce crezi că eu nu... Eu stau aici, eu aștept să termine ședința și tot mă duc. Ia să vedem. Taxele și impozitele. Da, mai exact cum a zis da. Domnul Grecu. Nu e aici. Bună dimineața. Ia zi mai. Sunat Maia Sandu. Așa. Da. Sunat pe domnul. Da. Domnul polițist ne ia la mișto? Simplu. Deci dumneavoastră vezi cu cineva de la urbanism sau special cu domnul Grecu?
special cu domnul Grecu. Aș vrea special, special cu domnul special, Grecu. Că el... El ne-a scris și a zis să venim aici. V-a chemat? Da, da, v-a arăt mesajul, da, da. V-a asociat să venim? Da, Grecu. Dar Grecu la ce lucrează la... Adevărul e că el mai face câteva prostioare, chiar a zis domnul de la pază. Domnul Grecu mai face și prostioare. Dar dânsul ne-a chemat. Eu vă arăt pe pagină, să vedeți că dânsul... Noi nu aveam treabă să venim la primărie la dumneavoastră să vă deranjăm. Dar domnul Grecu mai... Nu vă poate ajuta altcineva de la da. Arată-i Maria mesajul de la domnul Grecu, domnului polițist șef. Ca să vedeți cine a scris domnul polițist, ca să înțelegeți prezența noastră. Noi nu mergem aici, noi mergem în toate primăriile din țară, dar dânsul a spus să venim aici. Domnul Grecu a zis așa: măi, fraților, nimeni nu i-a întrebat pe acești doi impostori, care sunt cetățenii, adică care pe mine și pe ea. Adică noi suntem impostori. Care le scriu lor, scutul legii și în ce calitate le scriu cetățenii. Bun, până aici bine. Sunt cumva apărătorilor declarați? Cine i-a împuternicit cu acest drept? Ei habar nu au că un salariu este confidențial. El lucrează la primărie, publicul. La avizier se afișează doar salariul funcționarilor și nu cel primit de fiecare funcționar în parte. Acești impostori trimiși de USR încearcă să vă pună la încercare stăpânirea de sine și capacitatea de a susține o conversație fără greșeli. Sunt special pregătiți și trimiși în teritoriu să provoace. Bun. Și aici ei Maria, îi dă niște capitole, așa, și voi acum, să veniți okay. Domnul Grecu la muncă? Haideți să vă explic. Eu nu l-am văzut. Bun. Zis că Maria, vreau să mă filmez puțin că am ceva de spus. Stimați cetățeni, ați văzut că domnul Grecu ne-a chemat aici. Pentru faptul că domnul Grecu ne-a chemat aici, o să vedeți că această primărie și domnul votat de sus sau domnul primar o să fie sancționat de către Garda de Mediu, atenție, cu 700 de milioane din cauza domnului Grecu. Acum, eu vă spun, domnii polițiști, care aveți legea 155-155 în atribuție și dumneavoastră, dar nu vă mai întreb dacă știți ce spune articolul 2, cu siguranță nu o să știți, dar aveți în atribuție mediu. Este adevărat? Corect. Bun. I-ați votat domnul șef? Spuneți. Așa. I-ați votat pe acești oameni cu bodycam? Nu. Nu i-ați votat. Bun. Noi avem nevoie de sprijinul lor ca să vă arătăm munții de gunoaie aici în Bragadiru, să le chemați Garda de Mediu și să întocmim un proces verbal și să-i dăm amendă domnului primar din cauza lui Grecu. Ce ziceți? Îl sancționăm pe domnul primar? Nu este de competența noastră să-l sancționăm pe domnul primar. Să nu mai spunem. A, păi nu sunteți polițist? Sunt în timpul liber, în momentul păi de... A, păi atunci mai bun, bun, gata, e în regulă. Nu, haideți să vorbim cu cineva care nu e... Nu, nu mai vorbim cu altcineva care nu e în timpul liber. Da, ok, nu, noi n-am vrut să vă deranjăm. Bun, deci da, dumneavoastră, bun, îl luăm pe domnul polițist, că este îmbrăcat în haine. Domnul polițist, okay. Găsim un echipaj pe cineva care să meargă cu noi, să arătăm tone de gunoi, să întocmiți un proces verbal și să-l sancționați pe domnul primar. Nu dumneavoastră, Garda de Mediu o să-l sancționeze, că o să mergeți și la Garda de Mediu cu 700 de milioane pentru gunoaiele care le are, poluare masivă și pe câmp în general. Toată și marginea asta și pe unde nu sunt gunoaie, că vi le arătăm, filmăm de sus cu drona și vă arătăm toate gunoaiele. Îl sancționăm cu 700 de milioane pentru că așa vrea domnul Grecu, ce facem? Mi-a spuneți dumneavoastră. Vrem să vorbim, dar nu vreți să vă filmăm și atunci n-avem. Noi nu vorbim fără să filmăm, că ne e frică, Doamne ferește, arăta și așa, sunt și masiv ce e drept. Și... Să știți că Maria și-a mai luat bătaie în foarte multe primării. E... Chiar dacă suntem în public, asta vorbim colegii, să mergem dumneavoastră. Da. Da. Nu, avem timp, dar... Când îl găsim pe domnul Grecu? Că poate noi plecăm acum și ne întoarcem când îl găsim pe domnul Grecu. Urbanismul, poate... Nu știți. Dacă vine mâine... Să vă rezolv problema. Nu, haideți că știți cum facem. Noi o să plecăm acum de aici, ca să nu mai stăm. Nu vrem nici să-i dăm domnului primar amendă atât de mare că vrea Grecu, înțelegeți? Dar să dăm o să mai trecem, odată că vrem să vorbim cu Grecu. Să vedem ce anume, pentru că ne-a lăsat un mesaj la o postare care are peste 2 milioane de vizualizări, a lăsat un mesaj la acea postare care mi s-a părut foarte corect. Atât tot. Am venit ca nu vă vizitam. S-a băgat sigur și a căutat o culbânare. Da. Răspunderea este personală. Da. Când îl găsim pe domnul Grecu aici? Mâine, dacă venim, l-am găsit. O să fie săptămâna în concediu, a fost o tantă apă șefului. Spuneți-mi întâi ce s-a întâmplat și ce aveți de zis. Vezi că sunteți într-o instituție publică și nu aveți de să filmați. Publică. Într-o instituție publică și nu aveți de să filmați. Ia spuneți-mi legea care ne sancționează. Care este numele dumneavoastră? Ce s-a întâmplat de justiție așa? Păi tu vorbiți numai prostii, domn polițist. Vorbiți numai prostii. Prostii? Da. Tocmai cine a spus că într-o instituție publică... Da, uitați, domnule, camera acolo. Unde sunt camerele? Ca da, domnul polițist, lăsați-ne cu dânsul. Haideți, vă rugăm frumos. Lăsați-ne cu dânsul. Ce s-a întâmplat? Ca să au fost un apel. Domnule, colegi, dar s-au înțeles. Ordonanța spune că trebuie să dați drumul la aparatul ăla. Peste dat drumul. Uitați, domnule, drumul, că de-aia vi l-a. Peste dat drumul. Uitați, oameni, vine cu aparatul descărcat.
Domnule, aveți legea 218 în antiguție, v-am întrebat. Motivul legitimării. Pe domeniul public și trebuie să vă legitimeze. Într-o instituție publică. Într-o instituție publică, domeniul public. Uitați-mi un document. Acest șef ajunge cioace. George? Cioace, doamnă. Cioace Marius, agent de poliție. Foarte repede și nu se înțelege. Se înregistrează. Prezentați-mi un document. Nu înregistrați. Stimată instanță. Acest domn polițist nu filmează. Un document de identitate. Legea, mă, iubule. Legea, nu refuz. Nu refuz. Sunt nevoit să vă conduc la atribuție. Știu, îți cunosc atribuție mai bine decât le știi tu și știi de ce spun asta? Că tocmai, Maria, mai puțin. Nu știi ce spune legea 218. Maria, mai puțin. Numele meu este Saioc Marian. Ia și notează, gădeați adată și atâta. Saioc Marian, CRP 181-06-13. Motivul legitimării temei. Temeiul de grad, măi, omule. Ați ce? Ați ce? Spune și mie, legea 218, dacă ai în atribuție. Aveți atitudine foarte agresivă, frate, da? Filmează, Maria, că așa spun toți. Dar cum să văd? Ce faci, domne, mă, ești tu nata doaripă? Să mă dai afară? Ia, mă, domnic, m-am mai luat unul, m-am vineți. Ia, filmează. Filmați. Haideți, ia altul care mă învinețește. Ia, mă, mă, pe mine. Nu mai pune mâna, bă, nu mai pune mâna, vezi că sunt camere. Deci CNP 181-06-13-13-4123 n-are niciun motiv legal. N-are niciun motiv legal să mă ia, dar ei mă iau. Uite la ei. N-au niciun motiv legal să mă ia, dar ei mă iau. Uite la ei. Păi te vrea să-mi pună cătușele. Aici, eu te aștept, uite, stă omul aici. Încătușează, mă ținem aici. Dar du stați tetra, omule. Ia-ți, mă, stați atât, așa, du stați atât, nu ți-ar fi puțină rușine? Repede cu cătușele. Hoții ăștia, nu-i mai alergi pe hoții ăștia. Poliția Bragadiru. Au să pun ei să tragă de mine. Marș mechere aici, mă. V-ați cumpărat voi poliție, mă? După... Da, în sfârșit dăm de dumneavoastră. Șandor Maria este numele meu. Bună ziua. Domn primar, să trăiți.